Vasilica Marinescu, o fetiță de 11 ani, suferă de tetrapareză spastică, așa încât este condamnată să trăiască în întuneric, țintuită într-un scaun cu rotile și singura cale de comunicare cu cei din jur, fiind sunetele indescifrabile. Părinții Vasilica i-au divorțat, iar de atunci mama singură face eforturi disperate pentru a o îngriji. Situația lor este cu atât mai dramatică, cu cât cele două nu au niciun venit, nici măcar cel de însoțitor pentru mamă, pe care nu-l pot obține fără un domiciliu stabil. Singurii bani din care trăiesc sunt cei primiți din mila celor care cunosc problemele de sănătate ale fetiței de 11 ani. Mă numesc Mustață Nicuța, sunt din comuna Umbrărești, județul Galați. Ce problemă are fetița? Fetița tetrapareză spastică, nu vede și nu merge. De la naștere este? Da, da, este de la naștere. Câți ani are acum? 11 ani. Cum ați aflat diagnosticul? Deci, cu ochii nașa la băiatul mare ne-a spus că nu vede când avea ea 6 luni. Deci, de la 6 luni v-ați dat seama, că nu vede. Ea nu vede. Și ați fost la București cu problema? Da, la Victor Gomoiu. Cum v-ați descurcat, doamnă, în toată această perioadă? Cu greu, dar ce să facem? Asta e. Nu aveți alt sprijin, nu ați crescut cu tatăl? Nu mai sunt. Și stau cu chirie aici, în Galați. Și cum vă descurcați să plătiți chiria? Aveți vreun venit? Nu. Din mila oamenilor. Mama Vasilicăi, Nicuța Mustață, cere cu disperare ajutor pentru a o putea întreține în continuare pe Vasilica. Care are bună voință să mă ajute și pe mine și pe fetiță, ori cu o bucată de pământ de pe la țară, în jurul Galațiului, ori cu bani. Cine dorește și le poate ajuta pe cele două, poate suna la redacția Vox TV la numărul de telefon 0753111194.